niciodată ca niciodată, un om. Era de treabă și primitor. Numele lui era Românul. Născut în urmă cu mulți ani, a fost corect, muncitor și luptător desăvârșit pentru neamul lui. Biscuiți, oșteni! Biscuiți, măria ta! În 1989, supărat fiind, s-a ridicat pentru dreptate și libertate. Fără violență! Fără violență! Era bucuros și credea că totul se va schimba în bine. A avut încredere în trandafir și l-a ales pe Neluțu ca să aibă grijă de el și să-l ocrotească. Vrem democrație! Vrem democrație! Dar Neluțu avea alte planuri. După 8 ani în care l-a abandonat pe Român, l-a sărăcit și în care i-a organizat chiar și o petrecere surpriză, la care a chemat câteva mii de mineri, Iai, frățiuc! Neluțu a lăsat locul liber pe uliță lui Milică. Hai cu toți, cu mic, cu mare! Hai, române, la votare! Dar Milică, în doar 4 ani, n-a apucat să-și spună cuvântul. Românul era tare dezamăgit. Băgamneaș! Îi cam venea să-și bage picioarele și să se mute la vecinii lui. Pișta, Gonzales, Helmut, John, ba chiar și la Abu Ben Hasan, numai acasă să nu stea. Du-te, că asta-i țara nimănui! Corupția se făcea tot mai simțită, birocrația și jocurile de barbut politic l-au cam scârbit. Casa lui era acum plină de gunoi și gândaci și nu prea avea unde să le arunce pe toate. Avea tot felul de musafiri nepoftiți, precum ursulețul, motanul, lupul cel nebun și mulți alții. Mă pătăt! Eu nu mai rezist! Într-o zi, soarele a răsărit și pe strada lui. Când marinarul și-a luat angajamentul să facă ordine, Românul a avut și el o speranță. Este! Na, în sfârșit! Părea că este salvarea lui. Marinarul i-a promis că îi va face cărare în curte, iar pentru asta a apelat la soțul vulpiței. A fost mai mult decât bucuros să se ocupe de această treabă. Românul începuse să devină suspicios în privința marinarului, dar era fericit, îmbătat de miresmele cu care le ademenea marinarul. Ba chiar și vecinii l-au primit în clubul lor select. Europa, bine te-am găsit! Asta până când niște animale de pe lângă casa lui au început să se certe de la o sticlă de benzină. De atunci, gândacii s-au hotărât să-i sape o groapă marinarului. Ieri, pe la prânz, marinarul a căzut în groapă. Ce? Nu cred, mă, nu cred! Iar Românul e din nou singur și dezorientat. Oare ce o să zică vecinii? Oare ce-am făcut eu să merit asta? Dumnezeu, dar până când? Cât timp va mai trebui să pună botul la prăjituri și mai ales de la cine va lua din nou țeapă și pentru a câta oară? Cât și ce va mai trebui să rabde Românul? Mm-hmm.